Onorată audiență, mult stimați membri ai Comisiei de Evaluare, onorat pretendent, astăzi, 31 octombrie 2023, în cadrul Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Educației de la Universitatea de Stat din Moldova, declarăm deschisă ședința publică a Comisiei de Doctorat privind evaluarea tezii de doctorat cu tema Atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini, realizată de studentul doctorat Marcel Bălici, la specialitatea 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ, Didactica limbii române. Conducător științific, doamna doctor conferențiar universitar Lidia Strah. La ședință sunt prezenți candidatul la titlul de doctor, domnul Marcel Bălici, și membrii Comisiei de Doctorat, după cum urmează. Subsemnata, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova în calitate de președinte, conducător de doctorat, doamna Strah Lidia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, de asemenea de la USM, referent 1, Masnic Silvia, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membru al Comisiei de Îndrumare. Referent 2, Vrăjitorul Ana, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă salutăm cu mult respect, stimată doamnă. Referent 3, Herța Lilia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitate Pedagogică de Stat, Ion Creangă. Și, în calitate de secretar științific, o avem pe doamna Dimente Vadiana, doctor în filologie de la Universitatea de Stat din Moldova. Componența Comisiei de Doctorat a fost aprobată la ședința din 26 septembrie a Consiliului Științific al USM. Ordinea de zi pe care o avem să o parcurgem astăzi. 1. Evaluarea tezii de doctorat în științele educației cu titlul Atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini, realizată de domnul Marcel Bălici la specialitatea 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ, Didactica limbii române, conducător științific doamna conferențiar universitar dr. Lidia Strah și 2. Conferirea titlului de doctor în științele educației domnului Marcel Bălici. În continuare, secretarul Comisiei de Doctorat va trece în revistă actele prezentate în dosarul de atestare a doctorandului, va evalua corespunderea acestora rigorilor normative existente, răspunzând, după caz, la întrebările care vor apărea pe marginea dosarului. Vă rugăm, stimată doamnă. Doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, concretez specific faptul că dosarul de atestare al candidatului la titlul de doctor, domnul Marcel Bălici, este complet și conține toate documentele necesare la această etapă, așa cum vin stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și susținerea publică a tezilor de doctorat, anume punctele 10, 11, 28 și 49 și reflectă evaluarea tezei de doctorat și a dosarului de atestare la toate etapele precedente. Prin urmare, avem următoarele documente. Extras din decizia Consiliului Științific de aprobare a temei, conducătorului științific și a Comisiei de Îndrumare din 29 noiembrie 2016, extras din decizia Consiliului Științific de redactare a temei din 26 septembrie 2023, proces verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de Doctorat cu privire la stabilirea datei și susținerii publice, prima ședință a Comisiei de Doctorat s-a desfășurat la 27 septembrie 2023. Adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, lista publicațiilor la tema tezii, doctorandul a raportat 27 de publicații, în total 26 de publicații la tema tezii, dintre care autorul o carte de specialitate, domnul Bălici fiind autorul de bază, 4 articole în reviste științifice, în 2 reviste diferite.
Este important lucrul acesta și alte celelalte publicații în materialele manifestărilor științifice naționale și internaționale. Următorul document este lista participării la forum științifice, iarăși doctorandul a raportat 36 de comunicări la tema tezei, dintre care 23 în cadrul conferințelor manifestărilor științifice internaționale, 9 în cadrul conferințelor științifice naționale și altele 4 în cadrul conferințelor științifice naționale cu participare internațională. Următorul document este curriculum vitae format EuroPass, apoi raportul de similitudini. Coeficientul de similitudine 1 indică 11,27% și coeficientul de similitudine 2 indică 3,10%. Avem rezoluția cu privire la raportul de similitudine semnat de către doamna conducător, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat, iarăși semnată de către candidat și doamna conducător. Următoarele trei documente reflectă evaluarea tezei de doctorat și a dosarelor de atestare în cadrul primei etape, anume comisia de îndrumare. În urmare, avem proces verbal al ședinței comisiei de îndrumare privind recomandarea tezei pentru examinare în cadrul departamentului de profil, avizul comun al conducătorului științific și al membrilor comisiei de îndrumare și într-o tabelă, candidatul a explicat cum a ținut cont de observațiile, sugestiile membrilor comisiei de îndrumare. Celelalte următoarele trei documente ilustrează evaluarea la cadrul departamentului. Astfel avem proces verbal al ședinței departamentului de profil privind recomandarea tezei pentru examinare deja în cadrul școlii doctorale. Avem avizul departamentului de profil și avem iarăși tabelul privind gradul de realizare a obiecțiilor, sugestiilor membrilor departamentului de profil. Urmează informații privind competențele profesionale ale membrilor comisiei de doctorat, extras din procesul verbal de la ședința Consiliului Științific al USM de aprobarea comisiei de doctorat, a zis doamna președinte, proces verbal numărul 8 din 26 septembrie 2023, dispoziția școlii doctorale numărul 8 din 27 septembrie 2023 cu privire la admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, cererea care confirmă depunerea tezei la ANACEC, certificatele care confirmă depunerea tezei și a rezumatului la biblioteci, este vorba de Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Universității de Stat, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul, la care se anexează recipița oficiului poștal. Rezumatul a fost expediat în adresa 11 instituții din țară și din străinătate. Referatele de analiză ale referențelor și respectiv avizele conducătorului și a președintelui, avizele la rezumatul tezei, copia actului de identitate al candidatului, teza de doctorat o vedeți aici pe masă, rezumatul tezei în limba română și în limba engleză, iarăși le vedeți aici pe masă. Atât. Spuneți-vă dacă trebuie să mă opresc mai detaliat la anumite momente. În cazul în care colegii au anumite întrebări, vor precizări asupra anumitor aspecte, vă rugăm să le semnalați. Nu sunt. Vă mulțumim frumos. În continuare, oferim cuvântul doctorandului, care timp de 20, maxim 30 minute, va prezenta conținutul tezei și cele mai importante rezultate științifice obținute pe parcursul cercetării. Vă rugăm! Prezint teza la care s-a lucrat atribuții informative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini. Pe următorul slide mi-am propus ca chiar de la început să prezint structura acestei prezentări, deci să-i expun structura prezentării, pentru a nu repeta același lecțion. Deci, structura prezentării are un caracter triplu. Primul aspect face referire la reperele tehnologice. Al doilea aspect se referă la aspectul structural de conținut și al treilea aspect se referă la elementele de concluzie, obiectiv și așa mai departe. În momente,
poți să dai înapoi. Deci vreau doar să mă refer acum la fiecare dintre aceste foarte succint și atunci, fără îndoială, că atunci când vorbim despre valoarea unei cercetări, așa cum spunea distinsul lingvist Eugen Coșeriu, nu e, deseori nu este problema în faptul de a însuși anumite concepte, dar în multitudinea de interpretare a acestora. De altfel, același citat îi aparține și ilustrei lingvist Rodica Zafiu. Care sunt termenii asupra cărora am încercat să le oferim o anumită limită de interpretare, anumite frontiere de aplicabilitate, astfel încât același termen să poată fi identificat din diverse perspective. Primul termen pe care l-am întâlnit mai rar în lucrările de specialitate din spațiul nostru autohton este termenul de fonodidactică. Deci, practic, acesta este chiar și oarecum pentru studierea limbii române ca limbă străină sau română ca limbă pentru non-nativ, este un termen cu valoare inovativă. Următorul termen despre care vom vorbi ulterior este atribuții formative ale sistemului fonetic și atunci vom constata că acest termen are pe de o parte un caracter generalizator integrator, iar pe de altă parte acest termen este deosebit de important pentru care ieșiri, între ghilmele vorbind, spre toate domeniile competenței de comunicare și lingvistice. Următorul aspect este termenul de corpus. În literatura de specialitate tradițională sau cu puțin timp în urmă se folosea, de exemplu, bloc lexical, bloc gramatical și așa mai departe. Cum literatura de specialitate folosește noțiunea de corpus și am introdus în teză chiar un termen nou, deci corpusul fonetico-fonologic sau corpusul fonematic. Și puțin mai jos voi explica pe detalii ce înseamnă acest termen. Următorul termen, deci este vorba despre... Nu, Cătălin, înapoi, lasă aici, la primul. Deci, ce înseamnă modelul tehnologic de formare a competențelor fonologice și ce reprezintă competența fonologică. Deci, iarăși la repere tehnologice, deci al doilea aspect este vorba, deci vreau să vorbesc puțin succint despre structura tezei, capitolul 1 care face referire la fundamentarea teoretico-științifică a termenilor fundamentali, cum ar fi noțiunea de atribuții formative din perspectivă istorică și spațială a arealului profesionist de cercetare. Capitolul 2 face referire la structurile metodologice care se aplică pentru formarea competențelor fonetico-fonologice și aici iarăși vom reveni de ce folosesc tocmai acest termen fonetico-fonologic și apoi capitolul 3 se va vorbi în mod deosebit despre experimentul didactic. Deși la toate ședințele pe care le-am avut până acum au fost persoane oarecum diferite, totuși din respect nu vreau să repet același lucru și vreau să afirm că la ședința Comisiei de Îndrumare am pus un accent deosebit pe fundamentarea științifică a termenelor folosiți pentru formarea și achiziționarea competențelor fonetico-fonologice, capitolul 1. În cadrul ședinței departamentului de profil am vorbit în mod special despre strategiile didactice și metodele aplicate, iar astăzi mă voi axa în mod prioritar pe
impactul pe care l-ar putea avea această cercetare asupra studiului limbii române ca limbă străină. Și punctul 3 la care fac referire, deci este vorba despre abordare constructivistă. Deci de mai mulți ani, mai mult de un deceniu, sunt adeptul noțiunii de paradigmă constructivistă în învățare, ceea ce prezintă aceste trei elemente, construcție, deconstrucție și reconstrucție, conexiunea dintre obiective și concluzii și recomandări și impact. Și atât, deci, pentru că am ajuns la slide-ul următor, care se numește fonodidactica, vreau să ofer distinsului auditoriu definiția care îmi aparține la noțiunea de fonodidactică. Deci fonodidactica este o ramură a științei fonetica care se ocupă, și am vrut să eludez cuvântul tare după cuvântul fonetica și atunci am pus două puncte și am scris se ocupă cu studiul formării competențelor fonetico-fonologice în cadrul procesului de studiu. Următorul element este fonetica articulatorie, asupra căreia punem un accent deosebit și la fonetica articulatorie o avem de obicei în conexiune cu fonetica auditivă și cu fonetica perceptivă. Sunt termeni deja cunoscuți și nu mă opresc decât la termenii care au o valoare semantică contextuală aparte în cadrul textului. Următorul aspect este fonologia, care studiază valoarea și rolul sunetelor în limbă și raportul lor între ele, și aici la noțiunea de fonologie vreau să remarc tocmai ceea ce scrie în paranteză, că un accent aparte se pune pe elementul funcțional-social. Și ultimul aspect este competență fonetico-fonologică, care reprezintă capacitatea utilizatorului de a auzi, percepe și produce, generalizator vorbind, a exprima în mod adecvat sunetele unei limbi și de a le utiliza în procesul de comunicare în context inteligibil. Iarăși definiția mea aparține, mai ales că consider că această noțiune este interesantă tocmai prin faptul că face legătura dintre acești doi termeni, pe de o parte competența fonetico-fonologică și pe de altă parte ce țin de finalitate inteligibilitatea. Mulțumesc! Următorul aspect asupra care acord atenție este termenul de atribuții formative ale sistemului fonetic din perspectiva fonodidactică și atunci putem cunoaște câteva aspecte interesante la domeniul de atribuții formative. Atribuțiile formative pot fi clasificate pe trei categorii. Prima categorie este din perspectivă segmentală. Din perspectivă segmentală, aceasta înseamnă articularea sunetelor, aceasta reprezintă perceperea sunetelor și corelarea dintre grafem fonem. A doua perspectivă este perspectiva intersegmentală și reprezintă producerea articulată a lexemelor din perspectiva unirii sunetelor într-o unitate semantică. Al doilea ar fi distingerea diverselor forme ale lexemului și aici nu mă pot opri fără să spun într-o paranteză că teoreticianul Berlitz spunea atunci când învățăm fonetica nu este necesar să vorbim și despre semnificația cuvântului. Aici eu totuși în urma cercetărilor pe care le-am avut, vreau să afirm că este totuși o afirmație care poate fi aplicată contextual, deoarece la elementul segmental putem să nu traducem cuvintele sau să le folosim doar ca și exercițiu imitativ, dar la etapa intersegmentală lucrul acesta este obligatoriu. Și al treilea categorie este vorba despre
etapa supra-segmentală, atunci când vorbim despre text, vorbim despre discurs, vorbim despre pronunție în cadrul unei comunicări inteligibile și observăm că pronunția sau competențele fonetico-fonologice în mod general și pronunția în mod special prezintă o punte de legătură spre ceea ce se numește inteligibilitatea. Tocmai următoarea imagine vorbește despre ceea ce discutam zilele acestea cu colegii mei de la București, care mă întrebau: domnule Bălici, am vrea să facem o carte de română pentru studenții străini, dar nu mai știm ce să facem. S-au făcut atâtea cărți, aproape în fiecare an. Cum să facem ceva care să fie nou, să fie original, să fie diferit? Și răspunsul meu a fost următorul. Nu ar trebui să căutăm neapărat elementul de inovație sau creativitate de dragul inovației sau la creativității, dar în studierea românii ca limbă străină e foarte important să punem accent pe cuvântul standardizare. Și atunci avem imaginea cadrului european de referință pentru limbi și în teză am o prezentare a comportamentului fonetic de la prima ediție din 2003, apoi din 2018 și ediționul Compleanu, deci completate deci, din 2020, în care elementul de fonetică are un aspect mult mai vast. Și atunci m-am gândit că acest cadru european comun de referință pentru limbi trasează aceste patru componente, cum ar fi, de exemplu, receptare, scris și oral, producere, scris și oral, interacțiune și mediere. Aici fac iarăși o paranteză, pentru ca și extensie am realizat mai multe articole de cercetare, m-am centrat tocmai pe elementul de interacțiune și mediere și lucrul ăsta mi-a reușit abia după ce am făcut primele două elemente ale structurii atribuțiilor formative, elementul segmental și intersegmental. Practic, de fiecare dată îmi place să abordez problema dintr-o perspectivă ameabilă, dintre abordarea tradițională și modernistă în literatură de specialitate și atunci când vorbeam de cele patru etape, audiere, lectură, scriere și vorbire, se regăsesc în mod perfect în cadrul european comun de referință ediția 2020. Da? Deci iată, am prezentat și lucrul acesta. În continuare, în următorul slide. Okay, în următorul slide vorbesc deja despre corpusul fonodidactic și aici la corpusul fonodidactic vreau să afirm, iarăși am dat o definiție, noțiune de corpus fonodidactic. Corpusul fonodidactic reprezintă totalitatea instrumentelor teoretice sau praxeologice pentru formarea competențelor fonetico-fonologice din perspectivă fonodidactică. Deci este un aspect foarte important lucrul acesta. Am vorbit despre corpusul fonodidactic ca și element general. În continuare vreau să vorbesc despre corpusul fonodidactic ca și element separat și atunci mă refer la conținut. Aici mă refer la totalitatea lucrărilor științifice, abordărilor teoretice, totalitatea documentelor de referință care fac referire la formarea competențelor fonetico-fonologice. Din perspectivă aptitudinală, reprezintă totalitatea instrumentelor sau resurselor care contribuie la formarea aptitudinilor de studiu fonologic în limba română și din perspectivă atitudinală este de asemenea totalitatea elementelor care contribuie la menținerea și păstrarea motivației. Și aici vreau să fac un element esențial la care vreau să mă refer, este faptul că
Atunci când învățăm lexicul, atunci când învățăm compartimentul morfosintactic, atunci când, chiar și când avem domeniul de comunicare sau circunstanțe de comunicare, nu sunt atât de mult implicate elementul atitudinal. Și vreau să explic de ce și mă refer atunci la didacticiana foneticiană italiană Lidia Calabro, care vorbea despre o structură a studierii compartimentului fonetico-fonologic după principiul Mars. Dânsa spunea Mars înseamnă multimodalitate a, sunt cuvinte din italiană, de aceea se numește ars, înseamnă aprendere, deci învățare în grup, și re, care înseamnă reflexie și autoreflexie. Iată din ce cauza am vorbit că în cadrul corpusului fonematic sau corpusului fonodidactic, componenta atitudinală este foarte importantă. Atunci când se învață pronunția, atunci când se învață distingerea dintre un cuvânt și altul, atunci când utilizatorul simte dacă este sau nu înțeles, atunci când utilizatorul conștientizează că are dezvoltat sau nu abuzul fonematic. Aici este foarte mult implicat noțiunea de reflexie și autoreflexie. Este în mod deosebit implicat elementul atitudinal. Și tocmai din această cauză, în capitolul 3, la structura experimentului didactic, o parte semnificativă a fost referitoare la, la formarea și menținerea motivației de studiu a limbii române și cum ar putea contribui faptul că studentul și-a însușit competența fonologică de pronunție în baza atribuțiilor formative ale sistemului fonetic la menținerea respectivei motivații. Putem continua? Da. Aici, respectiv, avem ceea ce eu numesc punctul forte al cercetării. Este vorba despre modelul tehnologic de formare a competențelor fonetico-fonologice în context fonodidactic. Și, deși despre problema voi vorbi puțin mai târziu, dar totuși îmi permit lucrul acesta să zic că în ultimul timp în Republica Moldova au apărut cărți de română pentru non-nativi și pentru studenți străini de o valoare extraordinar de bună. Deci am primit lucruri foarte frumoase, ceea ce ține de elementul achiziționarea vocabularului, despre exercițiile de morfologie, conexiuni comunicative și impactul sintaxei în comunicare și așa mai departe. Însă, văzând o lucrare deosebit de bună, am remarcat ceva foarte interesant. Unitatea zero, fonetica. Și m-am gândit la acest moment că după atâția ani când am încercat să afirmăm că fonetica nu poate fi predată la unitate zero. Într-un alt manual de română pentru străini, primele două pagini scria puțină fonetică. Și chiar era puțină, că era o pagină și jumătate. Același model îl întâlnim și la ilustrul cercetător în domeniul românic a limbii străine, academicianul Grigore Brâncuș, care avea același lucru. La începutul lucrării sale, care o perioadă a fost fundamentală pentru profesorii de română ca limbă străină, limba română pentru străini. Era exact același lucru. Și atunci am înțeles că modelul tehnologic de formare a competențelor fonetice pentru studenții străini este un model care pornește de la paradigmă, explică principiile care stau la baza acestei paradigme și ulterior vorbește pe de o parte de corpusul strategic, predare, învățare, evaluare, iar pe de altă parte de acest corpus fonodidactic, conținut, aptitudine și atitudine. Și acest model tehnologic e foarte important să se regăsească la fiecare unitate din manualul care reprezintă o resursă didactică pentru utilizatorul care învață limba română. Mai mult decât atât, e foarte important să existe și elemente de evaluare în cadrul autoevaluării sau evaluării de la sfârșitul de unitate. Putem continua? Aici am vorbit despre abordarea structuralistă
deci puncte de plecare și am vorbit despre problema la care am făcut oarecum referire și ceea ce ține de informația din caseta Sinelie, m-am referit la ipoteze. Și ipoteza cercetării mea a fost că în cazul în care am aplicat în mod sistematic pe resursele didactice, în primul rând manuale, ulterior, culegeri de exerciții, suporturi pentru laboratorul fonetic și atelierul fonetic, nu cred că voi avea timp, dar îmi este foarte dragă această temă, distinția dintre laboratorul fonetic și atelierul fonetic, în cazul în care se va aplica modelul tehnologic de formare a competențelor fonetice, nivelul de competență ar crește, iar studentul utilizator, pe de o parte, ar avea competențe lingvistico-comunicative mai înalte și ar avea ceea ce numeam eu într-unul din articole cercetării, confortul psihologic. Da, următorul slide, am făcut oarecare clasificare a obiectivelor. Obiectivele le-am clasificat din perspectivă teoretico-științifică, din perspectivă prezumptivă și din perspectivă concluzivă. Continuăm. Deci, reperele teoretice relativ la atribuțiile formative ale sistemului fonetic. Deci, reperele teoretice pot fi clasificate în acest mod. Deci, avem pe de o parte, la nivel de conținut, sistem fonetic, sistem vocalic, sistem consonantic. La nivel de... Da, la nivel temporal, deci diacronic și sincronic și din perspectivă didactică, conținut și strategii didactice de formare a competențelor fonetico-fonologice. Da, apoi am spus că una dintre temele la care iarăși am lucrat foarte mult paralel cu teza a fost modalitatea de aplicare a structurii algoritmizate a strategiilor didactice pentru observarea și integrarea, cercetarea acestor doi termeni clasici care corespund la noțiunea de transpoziție și interferență. Și aici, ca și studiu de caz, am avut studenții arabi. Chiar am făcut o oarecare statistică și am văzut că peste 30% dintre suntele limbii române nu corespund ca și echivalent de pronunție cu sistemul fonetic arab, lucru care ar putea constitui un punct de plecare pentru dificultate în studierea limbii române. Și aici am realizat o clasificare a dificultăților pe care le întâmplă un student străin, pe de o parte caracteristica limbii native, al doilea este caracteristica limbii ținte pe care o învață și pe care o învață, am spus în paranteză, ca să nu fie redundanță, și următoarea, deci, este modalitatea utilizatorului de a învăța. Moment, vreau să dai înapoi, mulțumesc. Mai am aici doi termeni pe care iarăși am introdus cu titlul de inovație, vorba de factori facilitanți și factori non-facilitanți, pentru în lucrările la care am, pe care le-am cercetat în studiul Marie Jamet și în studiul foneticienilor Canipare și Toresan, am întâlnit acești termeni care mi-au părut bine corelați, ceea ce ține transpoziția ar fi factori facilitanți și interferență factori non-facilitanți. Da? În continuare, am propus un sistem de exerciții asupra care nu vreau să mă opresc, deoarece... Trece spre rezultate, nu știu. Da, imediat, da. Da. Apoi am vorbit despre experimentul, despre demersul experimental, vorba de capitolul 3. Aici, atunci când vorbim despre când se realizează un experiment didactic, de exemplu în domeniul pedagogiei sau în alt domeniu, atunci avem grupul
de control și al doilea câmp, câmpul experimental, însă foarte important aici pentru RLS este noi avem de asemenea o caracteristică grup omogen și grup non-omogen. Grupul omogen ar însemna acel grup care cunosc limba română, să spunem, toți de A1, toți de B1, toți de A2 și așa mai departe. În cazul în care am lucrat noi a fost un grup neomogen, însă am creat acest grup pe de o parte din punct de vedere circumstanțial și pe de altă parte din punct de vedere al cercetării. Am avut în grupul de bază mai puțini utilizatori cu C1 și C2, ferește, însă chiar și anul acesta am studenți care învață deja de 2 ani limba română și ei sunt la nivelul C1. Sunt studenți care în familie unul dintre părinți vorbește limba română și iarăși poate veni la nivelul C1, chiar C2 început. Deci, de aceea și chiar în teză am scris atunci când era vorba de C1, C2, că indicatorii reprezintă factori in și extra grupul de cercetare. Un alt aspect la care am vrut să spun iarăși o caracteristică, din păcate, atunci mi s-a părut, acum îmi pare din fericire, am realizat această cercetare 7 ani. Și vreau să spun că nu se experimentul didactic și mai ales în RLS nu are practic nicio conexiune cu studiul științific când se face un experiment imuabil, adică neschimbător. Atunci când luăm o substanță, ea se comportă identic în aceleași condiții. Eu am aplicat același test, de exemplu, în 2016, același test am aplicat în 2017 și în 2018. Am înțeles că cifrele variau foarte mult. Uneori variau chiar nepermis de mult pentru cercetare științifică. Și atunci mi-am zis ce ar trebui să cercetez eu. Ar trebui să cercetez trendul, ar trebui să cercetez principiul. Dacă, de exemplu, la A1, de la 20,5 la ceea ce ține de pronunție, se ajunge la 25,5 și într-un an, și în alt an la 35,5, și în alt an la 60,5, nu contează atât cifra în sine, cât contează trendul în sine, însemnând că ipoteza mea, că modelul tehnologic de formare a competențelor fonetice este validă. Aici am scris care sunt obiectivele, care au fost obiectivele la etapa de constatare. Deci obiectivul la etapa de constatare a fost ca să văd care sunt care este nivelul de formare a uzului fonematic, ceea ce are un aspect aproape fiziologic, dar și elementul stilului de învățare, capacitatea utilizatorului de a percepe și capacitatea utilizatorului de a reproduce un anumit sunet, de a distinge sunetele următoare și de a face lucrul acesta din următoarea perspectivă, deci la sistemul vocalic, mă refer la A, E, E. Acestea sunt acea triadă care de obicei creează sistemul de dificultăți pentru studenți în studiere limbi române, apoi O și U, I și E. I și E în mod deosebit pentru experiența lingvistică care are utilizatorul învățând și limba engleză, deseori I pentru el este I. Chiar dacă deja nu mai vorbim de limba engleză, dar vorbim de limba română, la nivel consonantic, de asemenea, am făcut lista de perechi care pot constitui surse de dificultăți. Deci, și tot la nivel consonante, vocale, că vorbesc despre diftongi și triftongi și aici, foarte repede, în paranteză, am vorbit despre lungimea și scurtimea sunetului. Așa, continuăm. Când am pregătit capitolul 3, m-am gândit la câteva aspecte. M-am gândit că acest element de studiu al fonodidacticii să aibă și un suport important. Și atunci am realizat curriculumul de fonodidactică, pe de o parte, și am încercat să pregătesc comunicarea. Nu am pregătit profesorii. Foarte important, am pregătit comunicarea cu profesorii care predau româna ca limbă străină. Am organizat în 2016, atunci când am început lucrul asupra tezei,
organizei prima conferință, deci la cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, în care i-am avut ca invitat pe Olga Bălănescu, autoare a cărții română, Limba română pentru străini, și l-am avut ca invitat pe Gabriel Bețună, deoarece studiul de caz e vorba de studenții arabi și Gabriel Bețună este în cadrul Catedrei de Limba Arabă la Universitatea din București. Dânsul ne-a prezentat experimente, experiențe foarte frumoase și practic am pus un punct de pornire și pentru comunicarea cu profesorii, astfel încât atunci când, de exemplu, am folosit instrumentarul, chestionarul, testarea, să fac lucrul acesta din perspectivă duală. Pe de o parte, în discuție cu profesorii și pe de altă parte, în discuție cu utilizatorii. Practic, la sfârșitul experimentului didactic am mai realizat o conferință internațională. Am avut profesori de română și invitați din India, Spania, Polonia, România, de la mai multe centre universitare. Foarte frumos am lucrat cu unele asociații. Mulțumim, noi le-am văzut. Vă rugăm, treceți la concluzii. Timpul deja e... Sunt lucruri valoroase, da. Ok, dar nu, dă-te rog înapoi, chiar că toate sunt importante. Deci aici doar vreau să zic că atunci când am vorbit despre cele patru tipuri de comunicare și spun în felul următor, că am vorbit despre atribuțiile formative. Da, primele luni noi am învățat să distingă sunetele, să-și formeze auzul fonematic, să distingă cuvintele. Apoi am vorbit despre ceea ce se numește comunicare didactică. Aici, în cadrul comunicării didactice, noi am tradus cartea Claudiei Impactole, Floarea Iubirii. Am realizat-o chiar pe element de suport audio. Eu am pus toate lucrurile astea, dar nu mi le-am mai primit astăzi. Computerul a spus că fișierul e prea mare și riscam ca să nu mai fiu. Văd și computerul ne-a zis că vorbesc mult. După care avem un moment. Am avut întâlnire. Am avut o întâlnire cu Leon Filip în baza proiectului A4, de asemenea, pentru formarea competențelor fonologice, și am avut participarea la două emisiuni la televiziune și una la radio, împreună cu studenții străini, astfel în cadrul comunicării simultane. Da? Acum pot să vedem. Aici am prezentat practic grafic la diferite etape pe nivelele de cunoaștere exact, a competenței și am făcut la momentul T1 și la momentul T2. Aici, iarăși, din lipsă de timp, totuși am aplicat formula statistică de calcularea deltei, adică indicilor variabilității, și ca și proces a demonstrat pentru fiecare nivel o creștere. Este adevărat, creșterea a fost mai mare la nivelul A1, A2 și este și firesc pentru că obiectivele sunt relativ mai ușor de atins și volumul este relativ mai restrâns. Deci următorul aspect, ca și concluzie, vreau să menționez doar că s-a constatat că curriculumul de fonodidactică, utilizarea noțiunilor de atribuții formative, de exemplu, corpusul fonematic și celelalte detalii contribuie la conceptualizarea modelului fonetic de formare a competențelor fonetice și prin aplicarea acestuia, cu adevărat, creează puncte de pornire favorabile în studiul limbii române ca limbi străină. Și la sfârșit eu am încercat să dau o extindere în ce sens, pe lângă bibliografia care m-a avut o teză, eu am mai creat încă o bibliografie la aceeași temă. În plus, am
realizat în loc de mulțumesc. Și chiar vă mulțumesc tare mult. Dar totuși, în loc de mulțumesc, m-am gândit că voi veni foarte curând cu ceea ce iarăși colegii de la Italiana Calibă Română numesc exercițiar, că nu căuta cum l-am pus. Deci, pentru că este un lucru, este un document în lucru. Este o culegere de exerciții la care lucrez acum, cu o structură, de exemplu, pentru cadrele didactice și pentru utilizatori. Care sunt pe sistemul vocalic, sistemul consonantic, iar pentru cadrele didactice explic din ce cauze este această dificultate, cum se explică dificultatea, care sunt caracteristicile, de exemplu, limbii arabe, limbii franceze și altor limbi pe care le cunosc nu atât de multe. Și chiar promit ca și nu un simplu mulțumesc doar din cuvinte să revin în curând cu ceea ce se numește extensie la o cercetare care oricum e foarte important să aibă impact. De obicei, mulțumesc Cătălin, de obicei la toate conferințele la care am fost închei cu imaginea unui covor de la Muzeul Național de Etnografie pe care scrie mulțumesc. Astăzi nu l-am adus, dar chiar vă mulțumesc de toată. A fost la comisie de întrebare. Era să vă spun, Marcel, că așa vă zic în mod obișnuit, toată admirația pentru un discurs atât de complex și atât de original. Într-adevăr, ați punctat niște rezultate deosebite ale cercetării, ne-ați demonstrat orizontul dumneavoastră filologic și pedagogic, ne-ați demonstrat potențialul intelectual de care dispuneți și noi cei care suntem aici suntem să vă apreciem și să în această comunitate academică să avem o experiență de învățare pe marginea celor 7 ani și de muncă intensă a dumneavoastră și acum nu avem decât cuvinte de așa de invidie albă, cum zice, pentru doamna coordonator, că i-a fost atât de interesant să muncească cu un doctorand deosebit. Stimați colegi, vă rog să luați loc, acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să oferiți întrebări doctorandului pe marginea cercetării. Sunt binevenite intervențiile din partea oricui. Vă rugăm și ordinea este aleatorie. Voi, dacă vă gândiți dumneavoastră să încep eu cu, de obicei eu fac la urmă, dar până vă gândiți, văd că nimeni nu spune, să grăbim că și așa suntem, timpul se scurge repede. În contextul celor cercetate de dumneavoastră, vreau să vă întreb despre cea mai mare provocare cu care v-ați confruntat atunci când ați scris textul științific. Sunteți filolog prin excelență, ați realizat o teză după tiparele științelor educației și nu a fost ușor, dar sunteți și profesor cu vocație. Ne-ați putea împărtăși cu ce provocări care au devenit ulterior foarte oportunități v-ați confruntat? Așa ca să începem mai lejer discuția. Pentru mine dificultatea cea mare a fost elementul statistic și vreau să afirm de ce. De exemplu, atunci când la limitele cercetării am spus că am avut un timp relativ scurt pentru realizarea experimentului didactic. Era vorba de anul pregătitor în care sunt 6-8 luni, maximum 10. Apoi, continuarea experimentului didactic, utilizatorii treceau cu totul în alt context, în alt mediu lingvistic. Eu nu mai eram foarte sigur de
cât de mare impact a avut metoda mea pentru competențele lui lingvistice. Și aici, iarăși, este un aspect interesant. De exemplu, studentul poate locuiește la aceeași gazdă cu vorbitori nativi. Și aici se întâmplă ceea ce înseamnă tandem. Apoi, poate, de exemplu, sunt alți factori care influențează asupra progresului său. Și în momentul în care am văzut că mi-e greu să înțeleg, e vorba despre aplicarea unei metode sau e vorba de circunstanțe în care a numărit studentul, am făcut o combinare de metode. Pe de o parte am dat testul, iar pe de altă parte am avut interviul. Și am avut interviul formal și interviul non-formal. S-au completat. Exact, ca și o completare astfel încât să realizez în ce măsură metoda mea e cea care acționează oricum la faptul că marja de eroare în indice pe care i-am pus în teză să nu fie foarte mare. Da, vă mulțumesc și încă o întrebare legată în continuare răspunsului dumneavoastră și legată de prima. Să ne enumerați câteva beneficii profesionale de pe urma cercetării realizate în cariera dumneavoastră personală. Acum sunteți deja, v-ați luat povara că ați realizat o cercetare cap-coadă. Și așa cu piept deschis, câteva beneficii vizibile care, la care v-a ajutat sau pe care le-ați avut de la cercetare în predarea limbii române pentru străini. Beneficii cel mai mare a fost faptul că am mers după principiul individual general. Adică am pornit de la studiul de caz pentru studenții erari. Și aceste informații le pot aplica pentru studenții străini în general. Și acum, de exemplu, mai mult decât atât, am avut posibilitatea ca să facem cunoștință cu cercetările internaționale. În mod special am pus accentul pe ceea ce am numit echilibru, spațiu didactic estic și spațiu didactic vestic, foarte aproape de modul în care percep eu structura strategiei didactice este Paul Toresan și Canipari, și aici iarăși sunt dator și la alte două cercetătoare, Jamesh și Maria Asunto, care au avut o teză extraordinar de frumoasă numită Fonetica, o chestiune de competență. Dânsa a făcut structura tezei dânsei, a fost noțiunea de competență fonetico-fonologică în spațiul european, de exemplu Polonia, Franța, Germania. E foarte interesant lucrul ăsta, mi l-am propus și dacă e vorba dincolo de ceea ce ține de conținut și aptitudine chiar atitudinal, oricum am avut încredere în sine și mă gândesc că nu știu dacă neapărat ca și o cercetare ulterioară, dar ca o cercetare individuală mi-ar fi foarte interesant să am extinderea chiar pe diferite arii. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim, stimate colegi, vă rugăm! Și doamna Vrăjitoru, v-am fi recunoscătoare pentru implicarea cu întrebări la această etapă, da? Nu am întrebat, dar nu văd pe doamna doctora și ca și cum vorbesc așa. Că acum te vedeam cât mai bine. În primul rând vreau să apreciez ce mi-a impresionat cel mai mult la urmă voastră. Este pasiunea pe care faceți și cumva mă regăsesc, adică și pe mine mă pasiona această activitate mea, care am desfășurat mai mult de jumătate, cam 3 sferturi din activitatea mea totală. Ce vreau să vă întreb ceva cumva? E o teză excepțională, atât de documentată, atât de importantă, atât de utilă va fi, dacă va fi cunoscut, să faceți parte din ea.
Monografie, și bineînțeles. Și un ghid sau un metod de care am făcut. În general, și cu capitole pe diverse limbi materne ale studenților. Ce vreau să vă întreb, eu știam din literatura, din ce am citit și nu și-am scris, că interferența și transferul sunt cei doi termeni opusiți. N-am văzut termenul de transfer pozitiv. L-ați întâlnit la cineva sau l-ați creat? Așa, conceptul respectiv. Vorbim despre legătura sau rolul limbii materne în învățarea limbii române. Cel puțin. Vă mulțumim pentru întrebare. Interferență și transfer. Dar transfer pozitiv și exact. Nu știu de ce îi spuneți pozitiv, adică clar că interferența e negativă și transferul pozitiv. Da. Dar poate s-a schimbat ceva, o este ideea dumneavoastră. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult, doamna Vegetare, și vreau să spun aici la două elemente un pic sensibile ca și terminologie. Am studiat un proiect foarte interesant numit Intercomprehensiune și era vorba de intercomprehensiunea duală. Practic, în cadrul intercomprehensiunii se vorbea despre acest transfer cu semnificație pozitivă și era o componentă numită prietenii falși. Și aici avem un transfer care este are componenta facilitantă, însă nu de fiecare dată poate favoriza studiul. Acum vreau să vă spun, doamna vrăjitoră, de exemplu, unii utilizatori, cazul la studiul de caz studenții arabi și în general studenții străini, atunci când ascultă un cuvânt nou, ei sunt foarte atenți, mai ales cei care își formează conștiința fonologică, sunt foarte atenți să-l repete exact, să-l spună corect, să-l pronunțe în mod adecvat în contexte oportune. Însă, atunci când, de exemplu, un student arab aude șai, pentru el, el știe că eu înțeleg că ăsta e ceai și el știe că și ei vă spun același cuvânt ceai și atunci această transpoziție care, prin definiție, are, din perspectivă intercomprehensivă, componenta pozitivă. Tocmai în cadrul didactic, nu de fiecare dată este un element favorizant. Mulțumim frumos. Vă rugăm. Aveți o întrebare? Transferul poate fi și negativ. Depinde de mediul lingvistic. Transferul. Da. În care e vorba de acei așa numiți prieteni falși, nu numai la nivel semantic, dar și la nivel fonetic, ar putea să nu fie favorizant. Da. Ca prieteni falși. Exact, da. Un da, fals da. Transfer acum. Da. Și voiam să vă mai pun o întrebare, dacă v-ați gândit cumva la acțiunea limbilor cunoscute, nu numai a limbii materne a lui Aram, dar a limbii engleză sau franceză în învățarea limbii române. Exact. Pentru că la noi eram arabi care știau franceză, învățau mult mai repede, pronunțau foarte frumos, lexicul dezvoltat și așa mai departe, dar cei cu engleză mai greu. Ca să nu mai spun de că am avut și niște arabi, beduin, dureri din corp, care nu știau decât arabă. Și sigur că ei au mers mult mai greu și ar trebui să lucrez în plus cu ei. Deci, dacă v-ați gândit în aspectul ăsta, nici eu nu m-am gândit până acum ce fiind lăsat dumneavoastră și mi se pare un subiect interesant chiar pentru o cercetare. O sugestie de perspectivă deja. Exact. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Vreau să zic, chiar am participat la câteva cercetări referitor la portofoliul experienței lingvistice. Și
cu adevărat, chiar am menționat și în comunicare că atunci ce ține de pronunție segmentală I poate deveni AI, mai ușor învățăm sunetul și atunci când, de exemplu, spunem cum se pronunță ea în limba engleză și așa mai departe. Deși acum se vorbește despre un traseu, în predarea limbii române prin ea însăși, la nivel fonetic, eu rămân adeptul, bine, implicării bine gândite, bine structurate și din perspectivă contrastivă și din perspectivă comparată. Și lucrul ăsta este important și chiar am studiat o perioadă, am încercat să studiez, bine, nu am avut foarte mult timp ca să realizez mai multe studii, dar am vorbit despre ceea ce se numește portofoliul utilizatorului de experiență lingvistică. Și atunci avem, de exemplu, limba străină 1 sau limba străină de bază, limba străină pe care o învață în raport cu limba străină 1, limba străină 2 și așa mai departe. Mulțumim! Și eu, prin metoda directă, căutam să evit limba maternă, să vorbim numai în română. Chiar există o metodă acum, EuroPAP, se numește din Franța, am și experimentat-o, dar am ajuns ca și dumneavoastră la concluzia că pot fi folosiți receptorii din limba maternă pentru a crea noi receptori în creier, al noii limbi. Deci nu evitați, ci folosiți. Bine, folosim într-un mod acceptabil, nu e preponderent, dar... Da. Mulțumim, vă rugăm. Cine dorește? Domnul Bălici, mulțumim foarte mult pentru entuziasmul cu care ne-ați... Eu, de exemplu, am fost foarte atrasă de experiența pe care ați avut-o de cursul acestor ani și bănuiesc că ați folosit mai multe metode. Am văzut aici, nu descrise, dar nu numite doar câteva din ele, dar aș fi vrut să vă întreb care au fost cele mai eficiente în experiența dumneavoastră, în contextul tematicii. Da, exact. Foarte mult am mai spus. Acum există metode online, metode pe aplicații, sunt foarte interesante, însă un specialist cu multe, multe experiențe mi-a povestit o metodă. De exemplu, o numesc metoda Duolingului, atunci când, de exemplu, nu avem grupe foarte mari, putem sta în semicerc și avem, să zicem, un obiect, de obicei moale și rotund, ca mai fi mingea, și spunem un cuvânt, să zicem, limbă. Și după ce am spus cuvântul limbă, spunem B sau P. Deci, și atunci spunem B și arunc mingea. Cel care percepe, aude că e vorba de sunetul B, prinde mingea. Cel care aude că nu este vorba de sunetul B. Lucrul acesta este frumos. După aceea eu l-am făcut sub formă de aplicație online, semaforul. De exemplu, de asemenea, spunem că iată aici aveam O sau U. Și O, bineînțeles, că e o culoare roșie, U este o culoare verde și așa mai departe. De asemenea, o altă... ceea ce le-a plăcut la studenții, la toți, inclusiv și la studenții de anul acesta, le-a plăcut încă un domeniu al competenței fonetice, ritmica și accentul. Și aici am folosit, bine, cânticele e prea devreme pentru ei la 1, dar ce elementele de prozodie. Și lor, în mod deosebit, le-a plăcut elementele de prozodie. De asemenea, în structura aceasta Marx se vorbește că atunci când se învață o limbă străină, este implicat întreg corpul. Și atunci când, de exemplu, vorbim despre ritm, ei ar putea să dea din picioare sau să bată cu degetele pe masă, iar și cei ce se implică în totalitate. Mulțumim. Apoi mai există cu fonogramele, cu cuvinte. Da, v-ați oprit. Da, mulțumim frumos că... Da, mai oprești. Aici este inepuizabil
palmaresul și l-ați provocat pe bune. Eu am dreptul la întrebări, da? Da, vă rog. Domn Marcel, iată, doamna vrăjitoră a vorbit despre studenții arabi cunosc limbile, da? Dar dacă studentul arab cunoaște mai bine limba rusă, cum ați proceda? Exact ca și în practice. Mai bine cunoaște limba rusă, că avem cazuri de astea și foarte multe exact cazuri sunt la Universitatea de Medicină. Așa cum spuneau trecți foneticienii ruși, că este important să ne facem prieteni cu circumstanțele lingvistice în care este utilizatorul. Așa. Indiferent de ce limbă cunoaște, care cunoaște franceza, rusa sau altă limbă, e bine să cadrul didactic știe care este elementul favorizant, care este punctul forte și pornind de la punctul forte încercăm să rezolvăm și aspectele care sunt de dificultate. Și metodele de joc. Da. Exact. Da. Și numărul 2. Ați vorbit despre didactic, ați vorbit despre exercițiile limbii italiene, ceva de felul ăsta, da? Da. Așa. E clar, da, e într-adevăr, respectă tot. Am o întrebare. Deci pentru a face aceste exerciții, țin cont de producerea semantico-verbală a comunicării italienii, exact. Pentru că ei sunt cam, știți, mai așa, mai leger să comportă. Exact. Mulțumesc. Două aspecte la care am vrut să fac referire. Mm-hmm. Unul, exercițiile acestea prin joc au fost foarte bine teoretizate recent într-o monografie din 2023, chiar, a lui Fabio Caon, care a introdus noțiunea de edulingvistică ludică. E un termen foarte frumos la care țin și tare mi-aș dori să am. Da, și Institutul European deja a aranjat lucrul ăsta. Exact. Da. Și mai mult decât atât, perspectiva care a fost atunci, dar este aceeași ca și aspect. Deci, de bloc este exact și acum. Doar s-a schimbat titlul generic, blocul semantico-verbal pe corpusul, pe componenta corpusului semantico-verbal. Dacă țin cont. Dacă da. Țin cont sau sunt exact, așa mai exact. Hai să ține cont acum anume pe structură și de ce își spunea că Marx, e vorba în continuare de structuri stratificate. Spunește de la structura fundamentală și apoi se merge spre... 0, 1, 2, 3, sus. Mulțumim. Vrăjitorul voia să intervină. Da. Da, da, vă rugăm. Dacă îmi permiteți, apropo de limba rusă, sunt multe avantaje din punct de vedere fonetic pentru cel care cunoaște limba rusă. Pentru că nu mai este problema diferențierii între J și G, care este la rar. Formarea pronunției O, de exemplu, pe care ei nu l-au, așa mai. Deci, după mine, este un avantaj dacă știe limba rusă. Fonetica noastră e aproape de limba. Doamna Bivina, nu uite și trebuie că s-a scarat rusă. Da. Da, mulțumim. Dar mai aproape decât de franceză, de exemplu, fonetica noastră. Mai aproape de limba slavă. Undeva, da. Cum aici avem diferența J, G, O, A în unele cuvinte și așa mai departe. Dar nu faceți ca grupare fonetică. J, G, problematică ne-am țin mai puțin. Dar în rusă există și J și G și Ț și O. Da, da. Da, vă mulțumim. Vă rugăm. Întrebarea mea ține de referirea dumneavoastră la laborator și atelier fonetic. Și discutăm despre asta. Și cum și care s-ar preta mai și când s-ar preta mai bine când e vorba de predarea celor patru fenomene ale sistemului fonetic, articulatoriu, perceptiv, acustic, comparativ. Chim. Și încă o paranteză aici, la această întrebare, cum procedăm cu acest laborator și atelier fonetic când e vorba de predare online? Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Maznic. Mai puțin am avut experiența predării limbii române online, ca limbă străină. În general am optat pentru comunicarea față în față. Bine, și nu numai că eu am optat, dar astea au fost și circumstanțele profesionale, pe de o parte. Pe de altă parte,
Am cercetat recent articolul numit Workshopul fonetic Lidiei Calabă, ulterior, chiar când am făcut timp și am scris un articol diferențele dintre laboratorul fonetic și atelierul fonetic. Deci, laboratorul fonetic are un caracter static imitativ. Și aici mă refer la etapa de formare a auzului fonematic, de distingerea sunetelor mai mult prin intermediul exercițiilor imitativ-repetitive. Și este un lucru foarte frumos, atelierul fonetic. Laboratorul fonetic are un caracter mai mult dinamic. E vorba de un aspect de comunicare simultană, de comunicare creativă. Aici se pune accentul mai mult pe structuri internaționale, pe plasarea adecvată a accentului în cadrul comunicării, inteligibilitatea comunicării. Și atunci, cu adevărat, e foarte important să apară acum suport diferențiat, suport pentru atelier fonetic și suport pentru laborator fonetic. Atelierul fonetic produce în sens de ceea ce există deja, iar laboratorul fonetic creează. Și atunci finalitatea care e? Finalitatea este competența fonologică. Da, fonologică și competența fonologică integrată în comunitate, da, în competența de comunicare. Da. Mulțumesc. Și răspuns ar fi și ca o sugestie pentru oficiul studenților străini, avem nevoie de laborator. Da, eu de mult am zis, dar numai eu nu știu unde să mai bat pe la uși, dar am zis că la prima ședință care o să avem acum, o să cerem laborator fonetic. Fără el nu putem să, dar avem deja atâția studenți străini. Noi când predăm limba rusă, 3 luni de zile laborator fonetic, pentru că laborator fonetic și 3 luni de zile vorbea liber în limba rusă. Da, mulțumim, ați vrea să întrebați. Și îmi permiteți, vă rog, aș dori să adresez 2 întrebări, dar întâi de toate vreau să menționez faptul că doamna vrăjitorul v-a descris pe dumneavoastră exact cu cuvântul la care m-am gândit și eu. Deci vorbim despre pasiune, un fonetician desăvârșit. Și pasiunea dumneavoastră este vizibilă în această cercetare care, într-adevăr, demonstrează o valoare științifică extraordinară. Și aceasta, cred că, a făcut pasiunea pentru fonetică să fie cu un impact, într-adevăr, de o valoare extremă. Întrebările mele țin de cum dumneavoastră argumentați contribuția originală a tezei la domeniul de cercetare și dacă puteți să identificați modurile în care aceasta se diferențiază de cercetările anterioare. Da. Și după care voi continua cu a doua. Da, exact. Și pentru că am vrut să fac legătură. Mulțumesc tare mult dintre întrebările mea și întrebarea doamnei Gorașa atunci când vorbea despre anumite dificultăți. Una dintre dificultățile pe care le avem atunci când vorbim despre formarea competenței fonologice, vorbim despre acea triadă fonetică auditivă, fonetică acustică și fonetică articulatorie. Fonetică perceptivă, chiar aș putea spune, și a patrulea element. Toate acestea fac parte din ceea ce se numește formarea auzului fonematic. Aici însă este un element interesant. Auzul fonematic, citeam de asemenea la Maria Jamei, care spunea că învățarea unei limbi străine presupune o similaritate cu un anumit grad diferit la diferiți indivizi de surditate. Și astfel formarea unor auzului fonematic poate deveni ca un protocol de bune practici care poate fi general pe de o parte pentru toate limbile. Chiar pentru, iată, personal foarte mult cercetez site-ul franceză ca limbă străină, unde am identificat chestionare pentru formarea autului fonematic. Studiez și îmi place chiar în mod deosebit revista, o revistă care apare de 4 ori pe an, italiană ca limbă străină.
și nu știu de ce n-au apărut la noi chiar în tot spațiul românesc, română ca limbă străină, unde întâlnim, unde am întâlnit la noțiunea de gestionar și la noțiunea de formare a auzului fonematic aceleași procese, pentru că sunt vase fiziologice doar adaptate pentru limba italiană. Același lucru am încercat să îl fac și eu și am apreciat în mod deosebit ce spunea și doamna vrăjitor în continuare. De exemplu, vorbim despre situații imitative, repetitive și așa mai departe, dar italianul va vorbi despre consoane duble, noi vom vorbi despre î, ă. De exemplu, francezul va vorbi despre pronunția în elipsă la sfârșit sau despre grupul de litere fonologie componente istorică, noi vom vorbi despre, știu, alt element care este adaptat. Atunci, fonetica nu este o știință, să zicem, exclusiv specifică unui sistem lingvistic. Ca și conținut, dar ca și structuri didactice de asimilare a competenței fonetice, există deosebit de multe asemănări. Sunt unele asemănări peste care efectiv nu poți trece. Au fost momente din teză în care am încercat să fiu mai original, să merg peste un anumit lucru, de exemplu, repetitivitate, imitativitate și așa mai departe, și lucrul ăsta a fost imposibil, deoarece aceasta face parte din fiziologia ființei umane atunci când își învață, își formează auzul fonemat. Mulțumim! Și a doua întrebare este: cum comentați modul în care rezultatele cercetării dumneavoastră susțin sau contrazic teoriile existente în domeniul didactic? Deocamdată nu am cercetări care, din punct de vedere comparativ cu studii care deja sau cu departamente de lingvistică care deja au aplicat modelul tehnologic de formare competenței fonetice, însă din experiența acestor ani de cercetare, în momentul în care am lucrat, să zicem, cu manualul Bălănescu, am lucrat cu manualul Ana Dorobeț, am lucrat cu manualul Monapologia, și am lucrat cu aceleași manuale, dar am introdus și am aplicat modelul tehnologic de formare a competențelor fonetice la diferite grupe, este adevărat, dar absolut la toate grupele a existat o creștere, o augmentare a competenței fonetice, indiferent de domeniu, că era vorba de receptare, de producere, de structuri internaționale, de accent, absolut în toate domeniile, în momentul în care elementul fonetic a avut o continuitate și o regularitate, au existat progrese. Și nu progrese doar la unitatea lecției, atunci când, de exemplu, am avut un test sau să răspuns, dar chiar și în comunicare informală și în faptul că deseori utilizatorul a spus: mă simt bine să vorbesc în română, și înțelegeam de ce. Dacă cineva șopează foarte bine, el se simte bine când face ceea ce poate. Vă mulțumim frumos, stimați colegi. A durat ceva timp, dar a meritat o asemenea cercetare să avem parte și de răspunsuri care au aprofundat investigația, dar și de întrebări destul de originale. Acum oferim cuvântul secretarului Comisiei de Doctorat pentru a aduce la cunoștință avizul Comisiei de Îndrumare și cel al departamentului de profil, precum și alte avizii asupra tezei și a rezumatului acesteia, dacă, în cazul când au fost prezentate la Comisia de Doctorat. Vă rugăm! Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, avizul conducătorului științific și al membrilor Comisiei de Îndrumare este unul pozitiv, întrucât a recomandat la etapa respectivă evaluarea dosarului și a tezei de doctorat în cadrul următoarei etape. Doctorandul a primit câteva sugestii și aceste 9 sugestii au fost enumerate în acest aviz și domnul Bârlici le-a explicat felul în care a ținut cont de ele în tabelul anexat la aviz.
Avizul departamentului de profil, la fel, propunea la etapa respectivă evaluarea tezei de doctorat la următoarea etapă. La fel, este unul pozitiv. Doctorandului s-a făcut mai mult, câteva recomandări și în tabelul care se anexează, domnul Burlici a explicat cum a ținut cont de ele. De asemenea, au fost recepționate trei avize la teza de doctorat. Toate trei sunt pozitive, apreciază utilitatea, calitatea cercetării și a rezultatelor obținute și nu cei care au semnat avizele nu vin cu observații și recomandări. Voi da citire, ne sunt autorii. Deci un aviz este semnat de către doamna Ana Mihaela Istrate, doctor, conferențiar universitar la Universitatea Română-Americană, București. Cel de-al doilea aviz la teza de doctorat este semnat de către doamna Muțeanu Elena, doctor, conferențiar universitar, directorul departamentului de limbi străine din cadrul Universității Română-Americană din București. Și cel de-al treilea aviz la teza de doctorat, asupra tezei de doctorat, este semnat de către doamna Ixar Alona, doctor în științe, conferențiar universitar, Asociația Obștească Consiliile Americane pentru pentru Învățământ Internațional Moldova. De asemenea, avem un aviz asupra rezumatului tezei de doctorat semnat de către doamna Elena Ungureanu, doctor habilitat în filologie, Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD. Doamna Ungureanu la fel apreciază utilitatea și originalitatea acestei lucrări și vine doar cu o sugestie, recomandare, dacă îmi permiteți voi da citire fragmentului respectiv. Singura obiecție pe care nu o permitem este lipsa unei referințe la un important studiu semnat de Eugeniu Coșeriu, Competența lingvistică, prelegeri și conferințe, Anuarul de lingvistică și istorie literară. Studiu care ar fi completat clasificările cu care s-a operat în teză cu concepte precum competență elocuțională, competență idiomatică și competență expresivă. Relevant, deoarece Coșeriu a fost un bun cunoscător al altor limbe și un foarte bun teoretician al limbajului. Dacă totuși se va reveni la subiect și va fi editată o monografie de autor, recomandăm rafinarea studiului cu conceptele coșeriene, iar în acest scop încă un argument de lectură, Cristinel Munteanu, despre competența lingvistică de la filozofie la didactica limbii române. Citat încheiat. Vă mulțumim. Acum aveți dreptul să vă pronunțați, să mulțumiți, să faceți succinte comentarii asupra avizelor care au fost prezentate. Asta e mult pentru avizele deci prezentate. Am apreciat tot ce s-a spus acolo. Între timp am reușit și am citit studiul despre competențe lingvistice al lui Eugen Coșeriu, mai mult care am reușit să citesc și anumite referințe sau studii de referință al lui Pizafiu despre lucrul acesta și am apreciat sugestia dată de doamna Ungureanu. Doamna Muțeanu și doamna Istrate au fost referenți la care am ținut în mod deosebit să aflu opinia lor, deoarece de mult timp la Universitatea din București au studenți străini și sunt autoare de manuale română ca limbă străină. Vă mulțumim! În continuare, stimați colegi, urmează dezbaterea științifică propriu-zisă, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat, dar și persoanele prezente la ședință, își pot expune părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezei, inclusiv asupra perspectivelor temei de cercetare. Primul referent, care deci vom face prezentările în ordinea în care sunt
care este oferit aici în rezumat, este doamna Ana Vrăjitoru, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași. Mulțumată doamnă, vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă rugăm să prezentați referatul dumneavoastră. Vă oferim cuvântul. Eu trebuie să vorbesc acum? Da. Să citiți. Să citiți referatul. Da, eu am făcut o formă, o variantă scurtă de două pagini. Da, vă rugăm. Să rețin el timp. Da. Deci o citesc ca cei. Da, ca să nu consumăm prea mult timp, se acceptă lectura. Da, da, vă rugăm. Lucrarea prezintă interes pentru toți cei care predau limba română ca limba străină și nu numai, aș spune acum, subiectul fiind de actualitate și care necesită în mod profund. Este o cercetare minuțioasă, bazată pe o abordare modernă, vizând pragmatismul și eficiența. În lucrare se prezintă ca prioritare asimilarea sistemului fonetic și formarea competenței fonologice la studenții arabi care învață limba română, deoarece, într-adevăr, articularea corectă a exprimării orale determină calitatea vorbirii cursanților în limba română. Structura lucrării este analizată didactica limbilor străine și evoluția acesteia în trei etape, clasică, neoclasică și postclasică, de la centrarea pe conținuturi spre formarea educațională valorică, axată cu competențe specifice. Sintetizează particularități ale învățării sistemului fonetic întâlnite la diversi lingviști. Metodul de predare învățare a sistemului fonetic dintr-un element static într-un element dinamic, orientându-se spre formarea abilităților fonetice, acustico-articulatorii și ritmico-intonaționale. Menționează metode apărute odată cu evoluția teoriei învățării și cercetători care și-au exprimat opinii legate de aceste metode audiolinguale și audiovizuale, cu mare accent pe fonetică aceste metode. În perioada postclasică se evidențiază metoda comunicativă, în care se pune accentul pe comunicarea reală, pe valențele de comunicare și pe fluența în exprimare. Cadrul european comun de referință pentru limbi, ediția 2018, este mult folosit în lucrare, ceea ce îi aduce un plus de consistență. Se reliefează idei utile din cadru și se reproduc schema cu referire la cele patru moduri de comunicare, precum și schema cu componentele competenței lingvistice, componentă de bază a competenței de comunicare. Autorul aduce în discuție și o problemă care i-a preocupat pe cercetătorii și profesorii care predau limba străină, și anume relația acesteia cu limba maternă, întrebarea fiind dacă e utilă sau nu în predare. Mult timp s-a folosit metoda numită tradițională, bazată pe traducere și retroversiune, a apărut apoi metoda directă în care se evită conținerea limbii materne, mai aproape de prezent, limba maternă a fost repusă în drepturi și folosită în anumite metode, chiar pentru contrast sau comparație. Autorul acordă un spațiu larg ideilor de bibliografie referitoare la acest subiect, pe care le aprobă și le aplică în mare măsură, reproducând, dar și alcătuind tabele contrastive cu sunetele celor două limbi în paralel. Conchide cu afirmația că relațiile dintre limba maternă și limba străină comportă trei aspecte: interferență, transferul pozitiv și folosirea limbii paterne ca sursă auxiliară la învățarea limbii române. Lucrarea nu se ocupă și de relația dintre limba țintă și altă limbă, am urmărit deja acest aspect. Metodologia întrebuințată este eficientă pentru a atinge obiectivele lucrării și scopul propus. Documentarea teoretică este bogată, incluzând nume de cercetători cunoscuți în domeniu, de la care extrage și analizează ideile utile pentru subiectul cercetat, exprimându-și în același timp opiniile față de acestea sau adăugând idei originale.
Se discută în detaliu despre sistemul fonetic, diverse definiții și analize realizate, de aceea în gestă ar putea face un ghid fonetic referitoare la pentru că mai ales profesorii începători. Știu că atunci când am început, nu mi s-a spus nimic. Nimeni nu mi-a spus nimic. Nu existase un asemenea curs de metodica predării limbii române la străini în facultate. Eu chiar am propus să predau eu după ce știam și vreau să scriu o metodică acum, dar nu a acceptat nimeni. De aceea am zis că ar fi important, mai ales pentru cei începători în domeniu, un asemenea ghid. Da, și după aceea se ocupă de a sintetizat principiile, ce mi se pare important, principiile enunțate în literatura de specialitate, pe care le-a sintetizat foarte clar într-un tabel alcătuit de autor, în care apar multe numere de cercetători și principiile promovate de fiecare în formarea competenței fonologice. Apoi consideră principiul însușirii conștiente, asumate și active, ca având rol principal în formarea competenței fonologice la studenți, ceea ce și mie mi se pare la fel. Adică este o calitate, această enumeritate și o calitate. Această enumerare are o mare valoare informativă, enumerarea principiilor dinainte și a cercetătorilor. Întreaga lucrare are o mare valoare și informativă și valoare de noutate. Autorul selectează un număr de principii necesare, în opinia mea lui, în formarea competenței fonologice la studenții adulți. Obiectivul întregului proces de învățare a sistemului fonetic al limbii române este enunțat de autor ca fiind valorificarea potențialului fonetic individual al fiecărui student arab, ceea ce ar fi ideal. Convingerea autorului este că prin această metodologie se pot folosi la maximum atributul formativ sistemului fonetic, articulare, prosodie, accentuare, inteligibilitate. Meritorie este și atenția acordată modelului tehnologic de formare a competenței fonologice, atenția și inovația pe care o aduce în acest fel, construit pe fundamente pedagogice, psihologice și lingvistice. Performanța, obiectivul procesului didactic, fiind competențe de comprehensiune lingvistico-ciologice strategice. Obiectivele generale vizează dobândirea de competențe cognitive legate de componentele fonetice și fonologiei, despre care vorbește pe larg. Menționează și obiectivele punctuale fonetice, care vizează competențe pragmatice și chiar valori atitudinale. Pentru prima dată am spus despre valorile atitudinale. Dorința de a pronunța bine, de a fi eficient, am considerat înțeles că fiecare vrea să pronunțe bine, dar se vede că trebuie formată totuși dorința de a pronunța bine, de a fi eficient în conduct. De atenția cu privire la propria exprimare, capacitatea de autoevaluare, automonitorizare. Ajunge la concluzii clare legate de obiectivele propuse și face recomandări pentru optimizare. Părțile teoretice sunt urmate de obținerea în detaliu la experimentului, cea mai originală parte a lucrării, pregătit temeinic și aplicat în clasa de bază. Și o metodologie variată, metode teoretice, empirice, statistice, matematice, reușind să reglească sfera de cunoaștere în acest domeniu. Sunt expuse multe tabele și analize prin care se vede o diferență între cele două grupuri de studenți folosite în experiment. Aceasta dovedește o atenție tehnică, formarea competenței fonetice la studenții arabi și impactul benefic pentru consolidarea dexterităților de recitare, producere, interacțiune și mediere. Concluziile reiau ideile principale din întreaga lucrare, sunt clare și la obiect. Rezultatele permit progresul și eficientizarea strădanilor celor care lucrează în această țării limbii române. De această dată, doctorandul recomandă lucruri practice, dintre care amintim crearea posibilității de a utiliza laboratoarele fonetice și anexări multimedia,
acum am auzit și o conectivă, o diferență între laborator și atelier. Crearea unui este clar că auzim sunetul în taștă, studentul îl percepe în primul rând, mai frumos, reflectează mai bine și atunci este mai mare posibilitatea să-l și reproducă mai bine. Deci am materiale, deci nu numai laboratoarele, dar materialele pe baza cărora se lucreze în aceste laboratoare. Acestea avem un impact important asupra acestui domeniu. Eu nici noi n-am avut laborator, decât la un moment dat mi s-a permis să merg la laboratoarele universității, unde se folosau pentru limbile străine. Și am observat imediat saltul calitativ, pur și simplu un salt în vorbirea și vorbirea, după ce contribuția personală a autorului se vădește pe tot parcursul lucrării, prin multe idei inuzate și mai ales prin expunerea ideilor în tabelele și teme personale. Cât ele sunt și propunerile de jocuri didactice pentru fixarea promisiunii. Lucrarea este scrisă într-un stil științific elevat, chiar elegant, și în același timp precis. Ideile și concluziile reieșind cu claritate. În același stil este redactat și rezumatul care reușește să extragă și să sintetizeze tot ce este mai important în lucrare. Lucrarea se sprijină pe un bogat material bibliografic, grupat în funcție de subiectului idei și analizat cu claritate. Consider că teza doctorandului Marcel Dumic îndeplinește toate condițiile pentru ca pe baza ei să îi se acorde autorului titlul de doctor. Vă mulțumim frumos și dumneavoastră cuvântul de mulțumire, că întrebări n-au fost, nici comentarii dacă aveți. Eu, desigur, mulțumesc foarte mult, doamne Vegetor, pentru această analiză concretă, exactă, profundă, vastă și vreau să mulțumesc și să afirm mult că atunci când am colaborat cu doamna Vrăjitoru, pentru mine a fost nu doar un model de profesionist, dar și un model de ceea ce numea, iar așa am să citesc pe Coșeru, principiul meu fundamental, principiul etico-științific. Ceea ce am remarcat în cadrul comportamentului profesional al doamnei Vrăjitoru este tocmai etica științifică, promptitudinea de a răspunde, atenția la detalii, informațiile valoroase oferite. Pentru mine și am spus și în scris și vreau să spun și individual și spun și în public, consider că a fost o mare bucurie și o mare șansă în viața mea de a colabora cu astfel de profesioniști. Vă mulțumesc foarte mult. Da, când vă primim, da. Vă mulțumim. Eu mulțumesc. Da. Doar de 10 ani de lecție și m-ați scos din această perioadă și mi-am amintit de ce eram și ce pot să fiu în continuare. Și sper să colaborăm. Vă mulțumim, stimată doamnă. Suntem onorați că faceți parte din comisia de evaluare. O plus valoare cu adevărat sunteți pentru noi. În continuare oferim cuvântul doamnei Silvia Maznic, doctor în filologie, conferențiar universitar, referent 2. Fiind o componentă esențială și de temelie a limbii și limbajului, sistemul fonetic a constituit, în calitatea sa de nivel generator al instrumentarului, obiectul cercetărilor realizate de către mai mulți lingviști lucrători. Formarea competenței fonologice la însușirea unei limbi străine este un element cheie al competenței lingvistice. Pe bună dreptate a fost remarcat că o pronunțare corectă este un indicator al competenței de comunicare a vorbitorului. Teza prezentată de doctorandul Marcel Dumic se referă la sistemul fonetic și atribuțiile de formare a competenței fonologice în studiul limbii române. Autorul motivează alegerea temei prin afirmația că pronunția românească este cea mai dificilă parte a procesului de învățare a sistemului fonetic. O altă cauză la care se face referire în teză este abilitatea fonică scăzută a studenților ce învață limba română.
Autorul afirmă temerar că stăpânirea sistemului sonor este principala sarcină în învățarea limbilor străine, opinie pe care o susținem, având certitudinea că un student cu o pronunțare incorrectă nu poate fi înțeles de către ceilalți, chiar dacă ar formula corect un enunț sub aspect gramatical. De bună dreptate se afirmă că inteligibilitatea, comprehensibilitatea și eficacitatea actului de comunicare depinde în mod esențial de nivelul însușirii competenței fonologice. Metodele de cercetare sunt utilizate în corespundere cu obiectivele propuse, atât sub aspect teoretic cât și practic. Astfel, documentarea științifică și descrierea sunt prezente în lucrare la elucidarea conceptului de atribuții formative ale sistemului fonetic, la stabilirea criteriilor și determinarea nivelurilor de asimilare a limbii române prin prisma atribuțiilor formative ale sistemului fonetic în procesul studierii limbii române ca limbă străină, precum și la descrierea problemei de cercetare și a bibliografiei din domeniu. Descrierea comparativ-contrastivă a sistemului fonetic al limbii române a fost posibilă prin aplicarea analizei comparative istorice. De asemenea, prin realizarea obiectivelor practice au fost aplicate metode empirice, precum experimentul pedagogic, chestionarea și observarea, metode matematico-statistice pentru prelucrarea datelor experimentale și a rezultatelor cercetării. Structura tezei se referă la cele două planuri ale cercetării, teoretic și practic, ultimul capitol fiind consacrat unui demers experimental de formare a competenței fonologice. O parte consistentă a celui de-al doilea capitol este consacrată prezentării modelului tehnologic de formare a competenței fonetice la studenții străini, care, după cum afirmă autorul, este o resursă de referință cu caracter integrator ce acoperă cu presupunere toate aspectele strategiei de predare, învățare, evaluare a limbii române ca limba străină. Lucrarea include un număr mare de tabele, 38 figuri, la fel 21, cu informație relevantă prezentată adecvat în plan comparativ. Atât tabelele cât și figurile, diagramele reprezintă o prezentare sistematizată a rezultatelor cercetării. O sugestie referitoare la figura de la pagina 109 tipologiei exercițiilor de formare ar fi introducerea în scop de exemplificare a unor exemple de exerciții ce ar forma competențe receptiv-reproductive, imitativ-reproductive, productiv-creative, etc. Completări cu câte un model de exercițiu drept exemplificare necesită și alte tabele, considerând că acestea sunt necesare și în corpul lucrării, nu doar în anexă. Predarea limbii române în calitate de limbă străină este indiscutabil unul din domeniile cele mai complicate și mai responsabile din lingvistica română, acesta necesitând din partea profesorului, de lângă competențe profesional-pedagogice, cunoștințe interdisciplinare și calități variate, marcate de talent și vocație. O idee pertinentă a lucrării este cea care revendică trecerea treptată pe etape la formarea competenței fonologice, ceea ce asigură o parcurgere logică a automatizării deprinderilor fonologice. În acest scop, propunem să se facă referire în lucrare și la modul în care trebuie reflectat studiul sistemului fonetic în manuale, unde de obicei acest aspect este prezent doar la primele lecții, cele de inițiere. Astfel, exercițiile de fonetică ar trebui să fie prezente la fiecare lecție și trebuie să fie practicate întotdeauna la însușirea vocabularului nou. Autorul tezei afirmă că valorificarea atribuțiilor formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini ar avea un impact pozitiv asupra procesului de formare a competențelor lingvistice și de comunicare, dacă se va realiza în cadrul conceptului integrator al unui model tehnologic asistat de resurse adecvate din perspectivă strategică, metodică și procesuală.
Doctorandul afirmă că valabilitatea premiselor cercetării care au demonstrat funcționalitatea modelului tehnologic de formare a competenței fonetico-fonologice în limba română la studenții arabi se atestă prin creșterea nivelului de formare a competenței de comunicare în limba română, prin constatarea unei dinamici pozitive în formarea competențelor fonetice. Apreciem și recomandăm de asemenea relevarea necesității unei studieri duale a sistemului fonetic al limbii materne și a limbii studiate din perspectiva factorilor facilitanți și non-facilitanți în formarea competențelor fonetico-fonologice. Considerăm că aceasta este o abordare corectă a predării în plan comparativ a limbii române, pornind de la cea maternă a cursanților, idee ce și-a demonstrat eficiența în practică. În lucrare, autorul se referă și la identificarea și descrierea științifică a valorilor comunicative ale competențelor fonetice la studenții arabi, receptivitatea auditivă, comprehensiunea, transcrierea fonetică, normele ortografice și ortoetice, corectitudinea articulatorie, precizia, claritatea și fluența în comunicare. Atunci când este cazul, sunt eficiente la predare și referirile sub aspect fonetic la alte limbi pe care le cunosc cursanții. Susținem justiția și utilitatea recomandărilor făcute de către autor, precum elaborarea unui curriculum de fonodidactică a resurselor și a laboratoarelor de studiu al limbii române. Teza are un stil la care s-a ținut cont de sugestiile și observațiile făcute în variantele precedente, fiind efectuate retușări pe alocuri. De asemenea, bibliografia este bogată în surse relevante, incluzând și reflectând și cercetările specialiștilor din Republica Moldova, alături de lucrările științifice românești și rusești din domeniu. Rezumatul corespunde cu conținutul tezei, oferind o sinteză acestei elaborată în conformitate cu cerințele stabilite. Aspectele de ordin formal ce țin de viza tehnică sunt conforme cu rigorile ce țin de scrierea tezelor de doctorat, fiind atestate abateri. Recomandări, considerăm că una din finalitățile lucrării date trebuie să fie și elaborarea unei culegeri de exerciții, suport de curs despre care și-a vorbit aici domnul Marcel Vrilici, adresate anume studenților arabi, acestea incluzând sarcini ce țintesc dificultățile și problemele ce țin de specificul studiului limbii române de către arabi, spre deosebire de chinezi, cameronezi, nigerieni, etc. Alcătuirea unor sugestii metodologice privind structurarea și reflectarea în manuale a celor patru fenomene ale sistemului fonetic, articulatoriu, acustic, etc. și includerea la fiecare oră de studiu a prezenței aspectului fonetic. Această recomandație oferă cercetării respective și posibilitatea aplicării și confirmării în practică a celor afirmate în mod teoretic. În concluzie, remarcăm faptul că teza este un rod al unei bogate documentări. Ea conține o listă bibliografică de 137 de surse teoretice, selectate atât din literatura de specialitate română, cât și din cea rusă, dar și o sinteză a unei îndelungate experiențe a autorului în domeniul predării limbii române în calitate de limbă străină. Tezele teoretice fiind argumentate convingător prin rezultatele obținute, în urma aplicării experimentului pe parcursul a mai multor ani. Autorul a reușit să-și argumenteze convingător afirmațiile prezentate în rubrica scopul și obiectivele lucrării, realizând un studiu util în care relevă importanța competenței fonologice în studiul unei limbi străine, în general, și a celei române în special. În baza celor expuse supra, susținem opinia că teza respectivă întrunește plenar toate aspectele și rigorile unei lucrări de doctorat recomandate spre susținere și acordarea titlului de doctor în științe ale educației candidatului Marcel Vrilici. Vă mulțumim foarte mult și vă rugăm să comentați. Să zic că aceste sugestii care au fost și recomandările sunt atât de evident utile încât
Am uitat cum se numește în matematică, dar este un termen, este o afirmație care nu mai trebuie demonstrată și într-adevăr sunt de acord cu acest lucru și mulțumesc de asemenea și pentru faptul că de câte ori am primit avizele sau sugestiile de la doamna Masnic, pentru mine acestea au fost niște subse de referință. Am revenit foarte des la ceea ce mi s-a spus și am înțeles că chiar au fost deosebit de utile. Și mai mult decât atât, vreau să afirm că sugestiile pot fi foarte ușor acceptate și pentru faptul că doamna Masnic lucrează de asemenea cu o grupă, adică avem oricum paralel aceeași grupă și am remarcat că aceste sugestii sunt aplicate practice și lucrul acesta cu adevărat de forță cuvintelor expuse. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi și în continuare oferim cuvântul doamnei Herța Lilia, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Vă mulțumesc pentru ca să fiu scurtă și să nu repet acele lucruri care deja au fost menționate. Deci, în calitate de referent oficial, spuneți că atât teza cât și rezumatele în limba română și engleză au fost elaborate corect și includ descrierea principalelor valori teoretice și aplicative obținute în cercetare, elucidate într-un volum ce corespunde exigențelor regulamentare. Rațiunea științifică a cercetării rezultă din cuprinsul tesei elaborat în acord cu obiectivele cercetării, prin care autorul soluționează o problemă științifică importantă pentru dezvoltării competenței fonologice în limba română la studenții străini, în vederea eficientizării comunicării în limba română ca limba străină. Teza de doctor, prin conținutul său științific, corespunde specialității științifice 5.3.2.02 prin explorarea detaliată a competențelor fonetice și fonologice, cercetarea oferă o bază teoretică solidă și soluții practice pentru îmbunătățirea procesului de predare. Tema de abordare în acest studiu, care se concentrează pe eficientizarea procesului de asimilare a sistemului fonetic și deformarea competenței lingvistice de comunicare a studenților străini, aduce o contribuție semnificativă la înțelegerea și dezvoltarea didacticii limbii române ca limbă străină. Originalitatea sa constă în abordarea cuprinzătoare a competenților lingvistice și de comunicare, inclusiv aspectele cognitive, pragmatice și valorice, pentru a oferi o perspectivă de ansamblu asupra formării competențelor fonetice la studenții străini. De asemenea, cercetarea aduce o contribuție semnificativă la domeniul educației interculturale plurilingvice prin explorarea interdependenței dintre limba maternă și limba studiată, precum și promovarea comunicării eficiente într-un context multicultural. Cercetarea teoretică aplicativă demonstrează logica și coerența acțiunilor investigaționale adoptate și valorificate de către autor pe parcursul domeniului, deci pe parcursul procesului investigativ. Constatăm cu admirație că pretendentul la titlul științific a proiectat și a realizat corect scopul și obiectivele cercetării, a adus argumente semnificative teoretice și experimentale pentru confirmarea ipotezii cercetării, prezentând spre expertizare o teză de mare interes științific. Apreciem înalt semnificația științifică a cercetării ce derivă din definirea și delimitarea conceptului de atribuții formative, descrierea evoluției acestui concept la nivel național și internațional și, nu în ultimul rând, a perucidarea rolului și implicațiilor formative ale standardelor fonetice. Adițional, elaborarea modelului pedagogic în limba română pentru studenții străini constituie un aspect notabil, ilustrând o perspectivă inovatoare în ceea ce privește pregătirea studenților în acest domeniu. Cercetarea se remarcă prin aplicarea teoriei caracterului integrator a modelului tehnologic în rândul studenților străini, punând un accent deosebit pe identificarea și aplicarea atribuțiilor formative ale standardelor fonetice. Aceasta reprezintă o perspectivă originală și nouă analiza și implementarea conceptelor fonetice în educația lingvistică.
Confirmarea caracterului de noutate și originalitatea cercetării rezultă din abordarea inovatoare a procesului de formare a acestor competențe. Prin identificarea nevoilor specifice ale studenților străini și dezvoltarea unui model pedagogic care integrează aspecte de formare a competențelor fonetice și fonologice, cercetarea aduce contribuții notabile în domeniul didacticii limbilor străine. Cercetarea evidențiază deficiențele abordărilor tradiționale și ale predării foneticii și fonologiei, propunând o strategie inovatoare care pune accentul pe interdependența dintre ortografie, ortoepie în procesul de învățare a limbii române ca limbă străină. Rezultatele cercetării contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor legate de formarea competențelor fonetice și fonologice la studenții străini în procesul de învățare a limbii române ca limbă străină. Aceste contribuții includ dezvoltarea unui model tehnologic de formare a competențelor fonetice și fonologice, elaborarea de resurse educaționale adecvate, evidențierea importanței acestor competențe în comunicare și promovarea unei abordări multidisciplinare în predarea lor. Astfel, cercetarea oferă soluții inovatoare pentru îmbunătățirea procesului de învățare și predarea limbii române. Ce ține de publicarea în ediții științifice, s-a menționat că oportunitatea și caracterul inedit a cercetărilor realizate este confirmat printr-un număr impunător de publicații. Din aceste rațiuni constatăm că teza de doctor, prin conținutul său teoretic și prin valoarea praxeologică, este importantă și utilă pentru cadrele didactice și acest număr de publicații, cercetări, au fost incluse și au demonstrat un interes mare în dezvoltarea competenței fonologice în acest domeniu, în limba română, la studenții străini, în vederea eficientizării comunicării în limba română ca limba străină. Respectarea principiilor cercetării științifice este certificată prin adaptarea metodelor de cercetare la scop principiul obiectivării, principiul adevărului și principiul utilității. Epistemologia cercetării se fundamentează pe principiul demonstrației și analizei critice a conceptelor cheie cu atribuții formative, competențe fonetice și resurse compensator-recuperatori. Această paradigmă epistemologică oferă o perspectivă profundă asupra modului în care aceste concepte sunt integrate în modelul pedagogic la studenții, deci de formare a competențelor fonetico-fonologice la studenții străini. Prin intermediul unei abordări meticuloase și raționale, cercetarea sublinează noutatea și originalitatea sa, contribuind în mod substanțial la dezvoltarea cunoașterii în educația lingvistică și la îmbunătățirea competențelor lingvistice de comunicare în contextul socioprofesional. Metodologia cercetării științifice. Metodologia cercetării ține cont de o gamă variată de teorii și concepte relevante în domeniul studiat, s-a menționat atât la nivel național cât și internațional, și numărul impunător de resurse vorbește despre toate principiile și toate teoriile care au fost abordate în lucrare. Valoarea rezultatelor științifice se referă la fundamentarea teoretică și metodologică a sistemului fonetic în contextul învățării limbii române de către studenții străini. Această cercetare a demonstrat valoarea praxeologică a modelului tehnologic pentru dezvoltarea competențelor fonetice, care a generat îmbunătățiri semnificative în competențele studenților străini privind pronunția corectă și abilitățile de comunicare. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor cercetării se întemeiază pe o analiză minuțioasă a datelor obținute în studiul teoretico-aplicativ. Această cercetare, care se concentrează pe eficacitatea modelului în ceea ce privește predarea limbii române studenților străini, a condus la concluzii semnificative. Cercetarea a subliniat necesitatea unei abordări fonodidactice bine elaborate pentru dezvoltarea competențelor fonetice. Această abordare necesită o înțelegere profundă a componentelor sistemului fonetic și a modului în care acestea contribuie la competențele lingvistice și de comunicare. De asemenea, cercetarea a pus în evidență conceptul de inteligibilitate ca rezultat al atribuțiilor formative ale sistemului fonetic.
Această inteligență implică aspecte precum articularea corespunzătoare, prozodia și accentuarea, jucând un rol semnificativ în procesul de învățare a limbii române. Competența fonologică a fost identificată ca o competență complexă care include aspecte cognitive, pragmatice și atitudinale și valorice. Studiul a evidențiat importanța înțelegerii sistemului fonetic al limbii materne și a limbii studiate, cu accent pe factori care pot facilita sau împiedica dezvoltarea competențelor fonetice. Elaborarea, definirea și implementarea modelului tehnologic în limba română pentru studenții străini au fost recunoscute drept pași esențiali pentru îmbunătățirea procesului de predare și învățare a limbii române la studenții străini. Ce ține de aspectul tehnic și lingvistic al tezei demonstrează respectarea tenace a cerințelor de prezentare a materialelor grafice, respectarea standardelor bibliografice prin trimiteri la textele analizate și respectarea cerințelor de prezentare corectă a tabelelor și a figurilor. Respectarea eticii cercetătorului științific se reflectă în calitatea științifică a textului și fidelitatea referințelor bibliografice. Cercetarea este realizată cu responsabilitate, nu se atestă elemente de plagiat, autorul respectă principiile eticii profesionale. Cercetarea pedagogică descrisă de domnul Marcel Bălici în teza de doctorat demonstrează experiența sa avansată în domeniul învățământului superior și competența sa științifică, certificând cultura sa profesională. Deci, pe final, cred că se recomandă, se recomandă ca să fie examinată atât în cadrul Comisiei de Susținere Publică, cât și în cadrul ANACEP-ului deja prezentat. Da. Felicitări și la, Comisia publică și... e acum susținerea publică doar la ANACEP. Și deja sincere felicitări și într-adevăr domnul Bălici merită să îi se conferi titlul de doctor. Mulțumim foarte mult, stimată doamnă. Vă rugăm. Da, mulțumesc doamnă Hertă și mă gândeam la cum ar putea fi succint, dar totodată spune mai multe lucruri. Atunci, în colaborare cu doamna Terța, aș putea spune trei cuvinte: profesionalism, promptitudine și, foarte important, dincolo de cogniție și cunoaștere și erudiție, colegialitate. Mulțumesc! Și vă mulțumim frumos și acum a venit rândul după ce ne-ați ascultat, după ce ați ascultat colegii cu multă răbdare, vă rugăm să vă referiți și dumneavoastră asupra personalității și asupra cercetării. Formula șor, dacă se poate. Eu mă bucur, știți, pentru că este un al doilea specialist care ține de domeniul prederii metodologiei de predare a limbii române ca limbă străină. Și mă bucur că anume la Universitatea de Stat avem de acum, da? Avem un astfel de specialist și ar fi bine ca să fie recunoscut de toți. Aș vrea să aduc aminte de versurile lui Grigore Dielu. Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir străin decât acela de a-mi elogia țara în limba casei mele. Și noi avem mulți specialiști care predau limba română ca limbă străină, dar un specialist, situl cum este domnul Marcel, domeniul respectiv, pentru că acest domeniu este, dacă așa mai nuanțat, este foarte problematic pentru Republica Moldova. Ce aș dori eu să spun? Pentru o comunicare eficientă în limba română cu cineva înseamnă nu numai să cunoști anumite structuri lingvistice, dar să poți convinge că ești un cunoscător inteligent al foneticii formative, al corelațiilor fonematice, să-ți dezvolți afectivitatea fonologică și să prezinți corect semnificația mesajului fonologic. Atribuțiile formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții arabi
străini devine factorul principal care aduce o transformare a realității fonetice, a ideilor despre segmentarea fonetico-comunicativă și a cunoștințelor despre fonetica didactică într-un demers educațional. Și domnul Marcel a demonstrat și la Universitatea de Medicină, a demonstrat și la Universitatea Liberă Internațională și eu cred că statutul lui aici se va termina, în sensul că se termină, va continua. Vreți să-l țineți aici? Aici, da, pentru că, dacă sincer, eu acum doresc și eu să mă duc la pensie. Să aveți un locuitor așa. Da, da. Nu, chiar mă bucur, pentru că lucrurile au mers foarte bine. Și pornind de la această idee a fundamentării metodologice și atribuțiilor formative ale sistemului fonetic al limbii române în procesul de învățare, predarea limbii române ca limbă străină, autorul tezei conturează reperile lingvo-didactice ale educației lingvistice a studentului arab, evidențiază aspectele problematice ale sistemului fonetic, specifică criteriile și folosește, asimilează și interpretează cercetări și anumiți cercetători și metodiști ca doamna Ana Vrăjitoru, Rosete, Avram, Corleteanu, Pușcariu și așa mai departe. Susținem noțiunea de competență fonologică pe care autorul o specifică ca o parte integrantă a sistemului fonetic în limba arabă, care dezvoltă capacitatea unei persoane de a participa într-un dialog, fapt exprimat în procesul de exprimare. Și am avut un exemplu, da, domnul Marcel, dacă ține minte, la Universitatea Română, mă iertați, la Universitatea Liberă Internațională, când s-au prezentat și chiar studenții cu pronunție perfectă, dacă am putea să comparăm cu oaspeții care de secoli locuiesc la noi, da? Deci o pronunție perfectă. Chiar ne-am bucurat în cazul ăsta. E necesar să menționăm că noțiunea de competență fonologică participă la producerea semantico-verbală, la receptarea orală și la analiza exprimării în limba vorbită. Mult a contat și modelul tehnologic de asimilare a sistemului fonetic și formarea competențelor fonologice în limba română la studenții arabi. Putem menționa mai multe valori de cercetare ale autorului, cum sunt cadrul experiențial al cercetării, se are în vedere experimentul de constatare, care a vizat competența fonologică prin aplicarea aptitudinilor de sinteze, bareme de corectare, experimentul de formare în proiectare, experimentul de control, așa, în contextul sintetizării multiplelor opinii cu privire la inovația științifică a cercetării în cadrul sistemului fonetic, autorul a evidențiat reperile lingvo-didactice ale temei de cercetare, a ilustrat potențialul formativ al sistemului fonetic, a elaborat metodologia atribuțiilor formative ale sistemului fonetic în procesul de predare, învățare, evaluare a limbii române de către studenții arabi. Reieșind din cele expuse, putem să apreciem la justa lor valoare concluziile și recomandările autorului, sursele bibliografice implementate teoretic și practic în lucrarea de cercetare. Aici e necesar să specificăm faptul că recomandările autorului pot fi folosite în învățarea experiențială și utilă pentru dobândirea de abilități practice, cu utilizarea numeroaselor tehnici. Autorul a stabilit competențele fonetice care urmează a fi formate în procesul de instruire a studenților arab, fiind structurate pe înțelegere, la auz, lectură, vorbire și scriere. Constatăm astfel că obiectivele cercetării au fost realizate prin menținerea unei atitudini corecte asupra cercetării, prin argumentarea referitoare la competența fonologică, prin reflectarea asupra liniilor de conduită formativă. Și ne bucurăm, ne spus de mult, că întrebările referitoare la atribuțiile formative ale sistemului fonetic în asimilarea limbii române de către studenții străini au primit răspunsuri surprinzătoare în domeniul modelării metodologiei de predare, învățare, evaluare a sistemului fonetic. Așa. Și dorim să menționăm de asemenea și numărul reprezentativ de prezentări grafice, tabele, figuri, anexe, care facilitează percepția conținutului
valorificat, limbajul expunerii, care este unul fluent și corect, valoarea soluțiilor experimentale. Interesul central al studiului teoretico-pragmatic, și anume acela de a elabora, a fundamenta o viziune de autor experimentat asupra procesului formativ ca reprezentare logico-mentală a fost realizată cu succes. Și ca recomandare aș dori să repet ce au spus colegele, da? Adică avem nevoie de un ghid, domnul Marcel, încă n-ați terminat să lucrați, veți continua, un ghid și un manual. Manual, într-adevăr, care să țină cont de blocurile fonetice sau fonodidactica și blocurile semantico-verbale. Deci ele să fie înmănânchiate și ca finalitate să avem un manual că în Republica Moldova. Iată, eu la asta visez. Cele relatate ne dau dreptul să afirmăm că teza domnului Marcel Bălici, atribuțiile formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini corespunde tuturor cerințelor înaintate de Comisia Superioară de Atestare, iar autorul merită să-i se conferi gradul științific de doctor în pedagogie la specialitatea 532.02 didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ, didactica limbii române. Vă mulțumim! Felicitări, domnul Marcel, în sfârșit și eu m-am ușurat. Mulțumim și rugăm cuvântul de răspuns al din partea domnului Bălici. Referitor la ghid, la asta și dicționar. Nu cel de mulțumire finală, ca da. Comentarii, că va mai fi. E doar o simplu, am vrut să zic cum am plătit de aceste piese într-o discuție informală cu doamna care spuneam că personal mă interesa resursele esteticului în imaginarele poeziei postmoderniste. Chiar lucrul ăsta și acum, paralel, încerc să lucrez cu noțiunea de imaginare literar și imaginare artistic și imaginarii, roi de imagine și așa mai departe. Și mi-a plăcut că doamna Strac a apreciat ideile mele, dar m-a întrebat, dar n-ați vrea o teză să stați cu picioare pe pământ? Și atunci eu m-am gândit, zic că ar fi frumos ca să am și elementul acesta. Asta a fost la Universitatea Liberă Internațională. Dar să am și ceva care, într-adevăr, să înțeleg că e ceva concret, exact, că după 7 ani am înțeles că asta e teza mea. Sunteți și vă mulțumesc, că, da, și vă mulțumesc foarte mult. La realitate, exact cum spunea Nicita Stănescu, avea un volum frumos în mea Necuvintele, atunci chiar nu am COVID, să vă mulțumesc, mulțumesc. Deci aveți un ghid, un dicționar și un manual. Sunt perspective frumoase și aveți dreptul aici să luați coautori de membrii Comisiei de Îndrumare. Stimați colegi, voi da citire și eu avizului. Foarte succint. Este greu la urmă să vorbești, dar nu aș putea să nu citesc câteva secvențe din avizul pe care l-am scris la teza discutată astăzi. Și menționez din start că apreciez foarte mult calitatea produsului științific propus spre expertiza finală și responsabilitatea, profesionalismul cu care s-a realizat o cercetare originală și utilă. Felicitări pretendentului și distinției doamnei coordonator științific. Structura tezii, așa cum s-a menționat, este echilibrată și complexă, corespunzând în totalitate rigorilor actuale din ghidul ANACEC și incluzând elementele care deja au fost menționate. Calitatea rezultatelor științifice obținute este incontestabilă, iar cele 27 sau 28 de lucrări științifice sunt cu mult mai multe la temă, confirmă acest lucru. Pe multe dintre ele le-am citit, am ascultat diverse comunicări ale autorului la manifestări științifice și confirm etica și deontologia științifică respectată. Astfel, traiectele conceptuale care astăzi au fost explicate, atribuții formative, inteligibilitate, comprehensibilitate, sistem fonetic, model tehnologic, competențe fonetice, fonodidactica, sunt dezvoltate într-un mod original și coerent, într-un context inedit, în baza
unor lucrări științifice de valoare și valorificate în mod pragmatic în această zonă europeană. Dacă până acum am avut atâția studenți arabi noi la științele educației care aduceau contextul arab aici și noi îl încercam, ne străduiam să facem teze și eu am coordonat o teză și cunoșteam atâtea detalii din viața educațională arabă, uitați-vă că acum avem o valorificare de alt gen care cu adevărat îmbogățește domeniul de studiu, didactica școlară și în același timp acest domeniu beneficiază de o contribuție științifică valoroasă și de un cercetător bine pregătit cu experiență didactică avansată. Este un domeniu favorit și pentru mine în cariera profesională. Am cercetat anumite aspecte fonetice când am fost la studiile postuniversitare la București și atunci aspecte ortoiepice basarabene, că asta nu mai deschideam gura în anii 90 și ni se spunea, sunteți din Basarabia? Și prima întâlnire a fost în biblioteca universitară de la București cu Marcel, care era atunci student și l-am cunoscut. Am rămas copleșită efectiv de dedicația cu care studia atunci la universitate. Considerăm că scopul lucrării care a fost deja enunțat s-a atins. Aceasta s-a produs prin parcurgerea logică și coerentă a obiectivelor cercetării, începând cu definirea și delimitarea conceptelor și terminând cu interpretarea și analiza nivelului de impact pentru formarea competențelor lingvistice și de comunicare umană, a aplicării modelului tehnologic, pe care noi în mod curent în științele educației numim model pedagogic, aici în didactică are tot dreptul, este justificat să fie model tehnologic. Aderăm în totalitate la noutatea și originalitatea științifică subliniată de autor și confirmăm baza epistemologică pe care se sprijină în mod fundamental. Aplicarea caracterului integrator al acestui model fonetice, axat pe identificare, relevarea și aplicarea contribuțiilor formative ale sistemului fonologic. Cu adevărat, au fost relevate prin prisma standardelor de comunicare toate aceste concepte, iar valorificarea etapizată a atribuțiilor formative ale SF-ului au fost descrise din perspectiva algoritmică, inclusiv prin integrarea acestor competențe fonetice în procesul de producere a unui text, de receptare a unui mesaj oral, care a fost atent monitorizată prin acele strategii descrise în teză. Și avem atât elemente justificative de conținut, cât și de proces. L-am văzut astăzi, parcă n-am atras atenția când am parcurs lucrarea la atâția ani de cercetare, dar sincer vă admir pentru dedicația și pentru că ați consumat o bună parte din viață, dar nu a fost în zadar, fiindcă ați produs rezultate foarte frumoase. Confirmăm că prin cercetarea dată s-a soluționat o problemă științifică importantă, a fost numită deja această problemă și considerăm că ea într-adevăr completează, răspunde la niște stringențe, la niște imperative în didactica limbii române pentru străini. Un atu esențial al lucrării după noi este semnificația aplicativă a lucrării, reprezentată esențializat prin profilarea reperilor lingvo-didactice ale educației lingvistice, prin interpretarea sistemelor fonetice din perspectivă comparativ-contractivă, în contextul acesta care ne-a fost prezentat al fonodidacticii. Mai selectez că au fost numite aici
Toate acestea s-au concretizat prin implementarea rezultatelor științifice în cadrul experimentului didactic desfășurat în mod clasic cu toate etapele și l-am întrebat, știu că și mi-ați răspuns la ceea ce am așteptat, că prelucrarea statistică a datelor a fost o provocare. Ați avut 68 de subiecți, 18 cadre didactice de la Universitatea de Medicină și Farmacie, apoi 50 de studenți de la Facultatea Liberă Internațională și grupul de studenți și de la UST. A fost un grup heterogen și, într-adevăr, cu provocări pentru un cercetător. Recunoaștem că nu este atât de ușor să cuprinzi. De obicei, majoritatea cercetărilor se desfășoară acum, în mod tradițional, la o grupă, două de studenți, la aceeași facultate, dar uitați-vă aici că avem o cercetare atât de amplă. Doar o singură obiecție, unele inadvertențe de ordin tehnic care au rămas la machetarea lucrării, aici în autoreferat și în teză pe aici pe acolo, nu afectează în niciun fel valoarea științifică și practică și luăm în calcul aici problemele obiective care au afectat acest aspect formal din cauza că nu a putut dumnealui singur să citească și să vadă toate detaliile. În general, lucrarea, dar ne referim la teză și la rezumat, corespunde criteriilor de evaluare din ghidul nominalizat deja și autorul merită pe deplin să-i se confere titlul științific de doctor în științele ale educației la specialitatea 532.02 didactica școlară limba română. Vă urez din toată inima să perseverați și să extindeți, să valorificați rezultatele cercetării în continuare, aveți potențial și merită să îmbogățiți, să dezvoltați, fiindcă, uitați-vă, au spus colegii că au nevoie de implicarea dumneavoastră și acest mare bagaj de cunoștințe pe care l-ați, atât teoretice cât și practice, pe care l-ați acumulat. Acum sunteți în etapa de vârf, așa să zic, când puteți să-l dați altora și să fie spre îmbogățirea domeniului de studiu despre care noi am vorbit. Felicitări! Stimați colegi, nu am avut alte referințe, nu au mai fost întrebări, le-am pus doar atunci. Acum am ajuns la etapa când membrii comisiei de doctorat se retrag, dar în cazul de față vom rămâne aici noi. Noi rămânem să deliberăm și să decidem asupra calificativului care urmează să fie atribuit tezei, precum și asupra propunerii de acordare a titlului științific de doctor pretendentului. Onorat Consiliu, onorată Comisie de Evaluare, stimată audiență, voi da citire procesului verbal numărul 2 din 31 octombrie 2023 al ședinței Comisiei de Doctorat privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctorat. La ședință au fost prezenți candidatul la titlul de doctor Marcel Bălici și 5 membri ai Comisiei de Doctorat. Comisia de Doctorat, în componența care deja s-a citit anterior, a evaluat teza în științele educației cu titlul Atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini, elaborată de Marcel Bălici la specialitatea 32, aici se va corecta teoria generală a educației. Teoria generală la specialitatea 532.02 didactica școlară pe trepte de discipline de învățământ, didactica limbii române. Coordonator, doamna doctor conferențiar universitar Lidia Strach, și a constatat
Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza, atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini și i-au atribuit calificativul excelent. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științele educației autorului tezei Marcel Bălici după cum urmează: pro 5, contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis a atribui calificativul excelent tezei de doctor în științele educației cu titlul Atribuții formative ale sistemului fonetic în studierea limbii române de către studenții străini, elaborată de Marcel Bălici, la specialitatea 532.02 didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ didactica limbii române, conducător științific, doctor conferențiar universitar Lidia Strach, și 2. A conferit titlul de doctor în științe educației domnului Marcel Bălici. Felicitări, domnule doctor! Vă ultimul cuvânt pe, și după aceea declarăm deschisă, vom rectifica acolo. Sigur că eu foarte mult am spus cu toată sinceritatea lucrurile pe care le-am afirmat astăzi aici. Bine, mulțumesc celor care cu adevărat au fost tot timpul din universul meu și familial, și Madalina și Nadejdea, și ajutorul mai mult decât tehnic, Cătălin, mulțumesc tare mult. Am luat iarăși în structura prezentării. Mulțumesc foarte mult comisii de îndrumare în cadrul departamentului, comisii de doctorat de astăzi. Ceea ce putem spune este că, adică ceea ce putem spune, că chiar a fost o plăcere și o binecuvântare și așa spun sincer că mulțumesc de Dumnezeu că am întâlnit în viața mea astfel de oameni. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Felicitări! Thank you.